În anul 1953, firma Teffy din Germania consideră că ar fi momentul să miniaturizeze pick-up-ul, ba chiar să-l facă portabil și utilizabil chiar într-un autoturism. Astfel s-a inventat un pick-up care nu funcționează cu disc, ci cu o bandă din plastic ascunsă într-o casetă. Banda conține ca și discul șanțuri longitudinale în care este gravat prin aceeași metodă ca și la discul de vinil, sunetul. Caseta Teffy oferea avantajul că era compactă, se monta ușor în aparat și oferea o audiție de o oră sau chiar două ore de foarte bună calitate ca și pick-up-ul. Aparatul se numește Teffyfon și s-a fabricat până în anul 1960. Teffyfonul funcționează pe același principiu ca și pick-up-ul. Doza piezoelectrică citește vibrațiile gravate pe banda din polietilenă, iar după amplificare le redă în difuzor. Nu a avut prea mare succes. Marii producători de magnetofoane se pregăteau pentru lansarea pe piață a unui aparat portabil cu bandă magnetică.